În primul rând, sper că sunteți bine, sunteți sănătoși și că priviți această perioadă cu o combinație de optimism, pentru că avem nevoie de el, și de realism. Adică nu citim foarte multe fake news, nu citim doar lucrurile foarte pesimiste, ci încercăm să ne păstrăm doza de realism. Atât în ceea ce privește sănătatea și situația prezentă, cât și în ceea ce privește toată situația asta de business. Înainte de a începe, vreau să vă reamintesc că noi la GPEC urmează să începem înscrierile săptămâna aceasta pentru competiția GPEC. Așa cum vă povesteam și săptămâna trecută, cred că este un bun moment să profităm de această perioadă pentru a face acele lucruri de care nu avem în general timp. Poate reușim să stăm mai mult cu familia, poate reușim să facem și diverse lucruri casnice și poate reușim să ne facem timp pentru acele proiecte care erau absolut întotdeauna amânate. Și unul dintre ele, în cazul e-commerce, este site-ul magazinului online, despre care știm mereu că sunt lucruri de optimizat, dar cumva le tot amânăm. Și atunci vă invit să intrați în competiția GPEC, unde 20 de specialiști vor începe să vă analizeze site-ul și să vă spună ce este de îmbunătățit și să vă spună exact cum. Suntem optimiști și începem și înscrierile pentru GPEC Summit 2 noiembrie, unde avem deja 5 speaker confirmați. Capul de afiș este, așa cum știți, Dan Ariely, pentru prima oară în România. Să sperăm că totul va decurge bine, așa credem noi că va fi. Bun, în același timp, nu uitați că pe blogul GPEC vă ținem la curent cu diverse informații din zona de marketing online, e-commerce, tehnologie. De data aceasta avem deja publicat de ieri un articol de Bogdan Manolea, colegul nostru. Articolul se intitulează Morcov și alte legume juridice. Este un articol foarte fain în stilul hazos al lui Bogdan, dar plin de informații practice din zona asta de legal pentru e-commerce. Bun, nu uitați că așteptăm întrebările voastre pe Zoom și pe Facebook dacă vom reuși să intrăm live, dar oricum prioritatea au întrebările de pe Zoom. Am primit deja foarte multe întrebări și Radu cred că abia așteaptă să intrăm în ele. Dar înainte de a începe, deși cred că Radu nu are nevoie de absolut niciun fel de prezentare pentru majoritatea dintre voi din mediul de business, vă reamintesc că el este founding partner GCAT Ventures. Este unul dintre cei mai renumiți antreprenori în serie din domeniul IT din România și investitor. Printre exiturile sale se numără PayU, care se numea ePayment, înainte de exitul către Naspers, cel mai celebru exit și primul, RAV către Microsoft, Axigen, Avangate, iar în afară de asta, Radu este și investitor în business-uri pe care voi în e-commerce cu siguranță le cunoașteți, precum ar fi SmartBills, InfoPay sau de asemenea VectorWatch, care acum a fost cumpărat de cei de la Fitbit. Bun, am încheiat cu partea de introducere, tot nu suntem live pe Facebook, dar îi spun neața lui Radu. Neața, Sărna! Și îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag, să știi că chiar de multe ori mă tot uitam și la fiecare invitație de astăzi, și mereu mă prindeați afară din țară sau exact cum zici, stai că sunt alte chestii, stai că nu pot acum, stai că nu pot acum, uite că a făcut COVID-ul și ceva bun. Da, într-adevăr, unul dintre puținele lucruri bune. Uite, chiar Băi, cu zici. întrebarea asta aș vrea să încep, că ne-a întrebat Geo Scripcariu cum arată o zi din viața ta în această perioadă și asta vreau și eu să te întreb. Pretty much la fel decât la fel ca înainte, de fapt. Nu cred că e foarte important, dar dacă tot a venit întrebarea, mă trezesc la 5 jumate în fiecare dimineață, am jumătate de oră de Zoom cu fiimea care e în state, mâncăm împreună, ia seara și eu dimineața, după aceea de la 6 la 8 sport și de la 9 încep treaba. Câștig cam o oră jumate cu transportul de acasă la firmă și înapoi. Și mai câștig probabil așa una peste alta o oră pe zi cu diverse mișcări prin București. Lucrez major până spre 5, aș spune.
După aceea, aspirator, praf. You know. Deci nu s-a schimbat mare lucru. Băi, mărturisesc că n-am mai dat cu aspiratorul de foarte multă vreme. Mărturisesc că mi-era groază și mărturisesc că îmi place mai mult decât mă așteptam. Da, chiar neașteptat. Da! Da, oricum un exemplu bun de disciplină pentru noi toți, cred. Eu una simt că lucrurile intră așa din personal în profesional foarte mult în perioada asta. E greu să le organizezi. Aș crede că unul din marile mele avantaje e că sunt un tip extrem de sănătos cu căpățâna. Și asta ajută întotdeauna. Mm-hmm. Cum privești situația actuală? Este probabil că putem să-i spunem o criză. Crezi că este și va urma sau suntem deja într-o criză economică? Da. Ok, sunt de acord, dar... Nu știu cum să răspund altfel. Eu am mai auzit mulți optimiști zilele astea, chiar din industria de tehnologie. Păi, în industria de tehnologie, până la coadă, clienții sunt... Adică dacă mor firmele de avioane, mor firmele de restaurante, tehnologia ce să facă? Că tehnologia nu e neapărat o chestie care trăiește prin ea însăși. Corect. În afară de jocuri. Mm-hmm. Și cum crezi că va evolua situația economică în următoarele luni? Scuze, m-aș vrea să revin un pic la cea dinainte. Da. Ce am spus nu înseamnă că nu există oportunități. Și o să revenim la chestia cu oportunitățile. Adică dacă când toată economia se duce în jos, fără îndoială că există oportunități pentru unele verticale care o iau în sus. Și asta e un mare subiect pe care mi l-aș dori în ziua de astăzi. Mm-hmm, sigur, că ăsta e și subiectul principal despre care vreau să te întreb. Cum crezi că va evolua situația mai departe în următoarele luni? Întrebarea principală pe care și-o pun majoritatea antreprenorilor și celor din tehnologie, am văzut că este dacă e o criză mai rea decât cea din 2008-2009 sau va fi ceva mai mild? Aș începe cu faptul că nu mă pricep la chestia asta. Sunt, adică nu știu, am și o părere la fel cum ai tu și cum are fiecare dintre noi. Părerea mea este că va fi mai rău și că se vor schimba paradigme masiv. Dar e o părere foarte, foarte de pe din afară. Și la ce paradigme te gândești? Că asta ne întreabă, spre exemplu, Armina Popeanu, care crezi tu că vor fi schimbările majore de consum ale oamenilor post-corona criză? Câteva chestii pe care le-am observat sunt este o digitalizare forțată în momentul ăsta și fără îndoială că ceva va rămâne, chiar dacă lumea va dori să se vadă față la față și să facă cumpărături în magazin, va rămâne semnificativ mai digitală lumea decât era înainte. În zona asta, mai business to business, cred că am ajuns la un moment în care globalizarea va trage un pic frâna de mână și dacă aveam un Facebook în lume, un Twitter în lume, da? De ceva vreme China și Rusia au început să se separe digital și să aibă fiecare Facebook-ul lor, Twitter-ul lor, Alibaba-ul lor și așa mai departe. Încet, încet am văzut în tot cazul de câțiva ani că Europa încearcă să ridice capul de sub poalele Americii și să investească prin instrumentele lor, IAF, EBRD și așa mai departe, multe fonduri, în startup-uri din zona asta, astfel încât și Europa să aibă niște buline de alea pe grafice care să fie un pic mai mari, să conteze. Cred că încet, încet internetul acesta foarte iubit de noi
global, fără granițe, fără nimic, se va transforma în 4 interneturi, un internet american, un internet european, unul rusesc și unul chinezesc și cu ce mai cade printre niște indieni, niște America de Sud, whatever, și cu ceva oportunități în zona asta. Ok, wow! Chiar e o imagine pe care nu am avut-o în minte până în momentul ăsta, de asta spun wow. Se vede, trendul se vede de ceva timp, iar bătaia hipernaționalistă în momentul ăsta, măștile de la mine din țară nu se duc la Canada, ca să o luăm așa de azi noapte, dar toate și în mod firesc, adică dacă tu nu te ajungi cu producția pentru țara ta, vii și nu o dai mai departe, chestia asta se duce în niște regionalizări. Mm-hmm. Ok, deci practic se va pune stop global, se va încetini globalizarea și digitalizarea, da, deja am văzut-o, s-a întâmplat rapid, tot vorbeam de ea, dar s-a întâmplat foarte rapid. Crezi că vor fi și alte domenii care vor prinde aripi în momentul ăsta? Sunt convins că da. Sunt absolut convins că da. Nu știu și nu sunt în niciun fel într-o poziție în care să spun ce o să fie. Dar sunt ferm convins că există oportunități foarte multe și vor exista oportunități foarte multe. La orice schimbare de asta, când se întoarce găleata și sunt lucrurile altfel, unii se duc foarte mult în jos, dar unii se duc foarte mult în sus, că trebuie să se întâmple ceva. Mm-hmm. Și ce ar trebui să facă antreprenorii care au deja un business în perioada asta, dacă businessul lor este afectat, poate, de criză? Am avut mai multe povești de genul ăsta și întotdeauna mi s-a părut că sunt 4 pași foarte importanți. Pe măsură ce a trecut timpul, cred că deja marea majoritate a trecut prin primii pași, o să iau pe toți totuși ca să fie povestea rotundă. Cred că primul pas pe o astfel de situație este să te pui tu, antreprenor, tu CEO, tu manager, tu leader, să te pui la adăpost. Fizic, adică la baza piramidei, nene, la baza cea mai de bază, să te pui fizic la adăpost. Chestia asta a fost un subiect de actualitate acum 3 săptămâni, 4 săptămâni, 5 săptămâni și cred că fiecare antreprenor a trebuit obligatoriu să treacă prin chestia asta, să pună pe el și pe familia lui la adăpost. Cumva cred că am depășit momentul ăsta, lumea s-a setat și s-a pus unde trebuie. Dar un pas absolut esențial. Al doilea pas important este să spui la adăpost angajații. Am văzut, din păcate, destul de mulți care au ignorat pasul ăsta și cred că vor avea de pierdut pe atât de multe planuri. Până la coadă, ca lider, ca antreprenor, ești responsabil de angajații tăi și de familiile lor și indiferent ce se întâmplă, trebuie să faci în așa fel, nu la modul comunist, dar la modul empatic și la modul să faci tot ce se poate face ca ei să fie în siguranță. Fizic, cu banii, cu tot ce trebuie. Nu? Și fiecare firmă, în funcție de profil, are alte lucruri de făcut. Nu știu, curierii, de exemplu, au avut în mod esențial să facă cursuri la curieri, să învețe ce să facă, să le dea proceduri și să le dea echipament de protecție. Masiv, pentru că nu vrei să ți se îmbolnăvească oameni. Al treilea pas esențial și cumva aș crede că majoritatea companiilor pe care le-am văzut pe aici sunt acum, este să ai grijă să nu se ducă firma în gât. Deci asta și e obligatoriu, adică
trebuie să ai grijă cu tăieri de costuri, cu micșorarea tuturor lucrurilor neesențiale, renegocieri pe unde ai loc, tot ce se poate face astfel încât compania să nu își sape groapa. Și asta face e o linie extrem de fină între numărul 3 și numărul 2, adică trebuie să ai grijă să nu se ducă compania în gât și totuși să ai grijă de angajați și trebuie să vezi cum le faci pe amândouă. Odată ce ai făcut tot ce se poate chestia asta, de fapt unde suntem și unde cumva mă pricep eu și unde cred că este cel mai bine să fii, este să te uiți la oportunități noi. Punctul 4. Mai ales în contextul, pentru că, ok, ai făcut și 3 din 4 sunt să te aperi. Băi, al patrulea este cască mare, ochii, ieși afară din cutie și vezi unde sunt oportunitățile. Cum ziceam, se schimbă lucrurile. Orice business, toate businessurile nu vor mai fi la fel. Eu nu cred că există vreo verticală în lumea asta care peste un an de zile, când vom avea vaccinul, va fi la fel ca anul trecut. Nu cred că există vreunul. Și cred că nimeni dintre noi, chiar dacă avem suficient aer în plămâni, știi, respirăm, așa, ne ținem respirația un an de zile și la anul zicem, a, gata, s-a reparat lumea, o luăm de unde am rămas, nu cred că este adevărat. Cred că, ok, hai să nu zic 100%, hai să zic 90%. Doar așa, ca să lăsăm loc de niște excepții. Cred că 90% din companii trebuie să pivoteze într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Și cred că discuțiile pe care trebuie să le avem noi cu noi, în interiorul companiei, în afara companiei, cu familiile, cu clienții, cu whatever, sunt despre cum trebuie eu să pivotez, nu dacă, și cum trebuie eu să pivotez business-ul astfel încât să ies dintr-o zonă care nu va mai fi la fel și să intru în cum anume va fi zona viitoare. Trebuie în primul rând să înțeleg eu ca companie care sunt asset-urile pe care le am. Pentru că asset-urile percep, și scuzați romgleza, pentru că asset-urile percepute acum 2 luni de fapt, nu sunt neapărat core assets. Sunt tot felul de buzzwords, hipsterisme și alte chestii. Da? Care nu se mai potrivesc. Întrebarea este care sunt acele asset-uri reale pe care le am și uitându-mă la cum îmi imaginez eu că va fi lumea și unii vom avea dreptate, alții nu. Da? Și trebuie să fim extrem de flexibil de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, cum pot să folosesc acele asset-uri adevărate într-o pivotare a business-ului pe care l-am. Fie că pivotarea este, nu știu, la o companie de events, din eventuri offline în eventuri online și, în general, din offline în online sunt pivotări la care se cam gândește toată lumea, fie chiar în online, pivotări din, medicină veterinară în medicină umană, pentru că tocmai ce s-au dat jos barurile de videomedicină, până anul trecut n-aveai voie să faci videomedicină umană online. Sunt multe companii de videovet. Da? Iată, au dispărut niște reglementări cu o potențială pivotare. Habar n-am, un milion de pivotări posibile și cred că următorul buzzword pe următoarele 6 luni este pivotarea. Uh-huh. Mamă, cât am vorbit! Păi foarte bine, de asta te-am invitat. Uite, chiar apropo de asta, avem o întrebare de la Radu Manulescu, apropo de pivotare în e-commerce, cumva. Ce părere ai despre magazinele care până acum vindeau bijuterii,
medium high și care acum vând alimente. Pentru că le-a scăzut cererea de bijuterii. Adică... Mi se pare o pivotare super, super cool, pentru că te uiți exact cum ziceam, te uiți ce asset-uri ai. Ai knowledge de cumpărat, vândut, livrat, plătit. Faptul că făceai chestia asta cu bijuterii era ok. Nu se mai întâmplă să se ceară bijuterii, se întâmplă să se ceară mâncare. Kudos! Pentru că alternativa este să stai să-ți plângi de milă și să spui, aoleu, unde e business-ul meu, nu se mai cumpără bijuterii, o să mor mâine. Ok, foarte bine. Ok. Apropo de tăierile de costuri, ne întreabă Claudia Bună, dacă ar trebui să taie costurile cu angajații cu 30%, dacă ar fi de preferat în situația prezentă să taie salariile tuturor angajaților cu același procent sau să disponibilizeze un număr de angajați? Nu știu să răspund la întrebarea asta și mai mult decât că, adică, eu nu știu, eu nu am fost niciodată CEO. Și știu destul de puține chestii intime despre a conduce o companie așa, la firul ierbii. Mai mult decât atât, cred că fiecare companie este diferită și în fiecare echipă sunt diverse moduri diferite de la o companie la alta de a face lucruri. Am văzut companii zilele astea care au preferat și pe bună dreptate cu argumente să disponibilizeze niște oameni cu șomaș tehnic, cu, mă rog, tehnicități. Și am văzut companii care au preferat să se adune toți într-o cameră, într-o sală, într-un Zoom și să zică, guys, ăștia suntem, ce facem? Cum o luăm? Dăm toți cu 10 lei în jos și depinde de cultura companiei, depinde de atât de multe lucruri, de the balls of the leadership, habar n-am. De asset-uri, cum ai spus. De asset-uri, da. Dacă oamenii, da. Ok, ne întreabă Ciobo Demeter, ce ar trebui să evite orice business în această perioadă sau care crezi că este cea mai mare greșeală pe care ar putea să o facă? Să creadă că nu s-a întâmplat nimic. Cred că... Și am văzut... Actually, am văzut companii care spun ai prietene că mi-au scăzut vânzările cu 20%. S-a fost și mai rău de atâta, nene. Lasă că vine vara. Și noi suntem într-o verticală extrem de bună asta cu digital, cu online, știi? Dar gândește-te la firmele de turism. Vai de sufletul lor, nenorocire maximă. Mă gândesc la intermediarii de turism care au luat bani de la clienți și ăia cărora au dat bani prin Grecia, pe unde naibii au dat, ăia vin să spună, prietene, trimite-ne aia aici, trimite-ne oamenii aici. Păi nu pot. Păi da, asta. Sunt multe business-uri foarte nefericite. Ne întreabă Cristian Viașu dacă, te întreabă în primul rând dacă crezi că după restricții se va reveni la aceleași venituri salariare. Pentru că mulți dintre, spune că pune această întrebare, deoarece mulți dintre angajații români vor fi nevoiți să se descurce cu venitul din șomajul tehnic, iar unii antreprenori vor profita de acest lucru. Ok. Deci, are legătură cu o temere că se va profita. Ok. Încerc să răspund mai politică, e corect așa. Cred că intrând într-o recesiune de pres, adică va fi rău, da? Cred. Sper că nu, dar cumva cred că da. Ce se va întâmpla este că le va fi foarte greu companiilor și le va fi foarte greu oamenilor. Ca în orice recesiune, șomajul va fi mare,
fără îndoială că vor fi industrii mai fericite și industrii mai puțin fericite. Dar, în general, cred că șomajul va fi mare. Și pe chestia asta, lumea va vrea să se angajeze cu orice preț. Acest vreau să mă angajez cu orice preț nu face decât să ducă salariile în jos. Corect. Am trăit anul trecut, de exemplu, noi, nu eu personal, prieteni prin industria de construcții, care spuneau, bă, nene, vin muncitori necalificați, cer niște mii de euro, like niște mii de euro, da? Pentru că nu există. Sunt toți muncitorii calificați, sunt plecați prin Italia, prin Spania, ăia care au mai rămas pe aici sunt 3 jumate, se mută de la o firmă la alta plecând de azi pe mâine și efectiv bătându-și joc de angajator. Nu cred că angajatorii își vor bate joc de angajați și sper să nu se întâmple chestia asta, dar nu va mai fi la fel ca anul trecut. Ok. Tot Cristian ne întreabă ce crezi că ar trebui să facem pentru a fi pregătiți pentru următoarea etapă de restricții, așa încât să nu afectăm atât de mult mediul de afaceri. Cumva ce am putea face ca să, da, ca să sprijinim mediul de afaceri în perioada asta? Habar n-am. Dacă întrebarea este de macroeconomie, nu este ceva la ce să mă pricep. Cred că suntem pur și simplu în bătaie cu timpul. Exitul din toată întâmplarea asta este vaccinul. Asta se va întâmpla la anul. Și până la vaccin noi tragem de timp încercând să nu trecem printr-o coașă suficient de mare ca să omoare sistemul sanitar, ci să trecem prin mai multe cocoașe, oricât de multe, dar suficient de mici ca fiecare dintre ele să poată fi înghițită de sistemul sanitar. Deci dacă mă întreb pe mine, complet nepriceput la treaba asta, mă gândesc că vom trece prin 6-7 cocoașe până vine vaccinul, vom fi ca un cățel în lesă, ne mai dă drumul un pic, ne mai ține un pic, ne mai dă drumul un pic, ne mai ține un pic. Și a trebuit să fim pregătiți pentru un long term, medium term battle. Da, râd, dar nu e râsul meu. Da. Ne întreabă Alin Mechenici, care sunt oportunitățile pentru securitatea informatică în perioada asta? Dacă există oportunități, ce se va schimba și ce va rămâne la fel? Securitatea informatică a fost întotdeauna cap de afiș pentru IT. Cred că este în continuare, cred că va fi în continuare, din ce în ce mai mult. În clipa în care te-ai băgat în priză și ai băgat internetul în calculatorul tău, în casa ta, for God's sake, IoT, becuri, OK Google și alte nebunii, ai nevoie de o minimă securitate. E oportunități cât casa poporului. Mai mult decât atât, oportunitățile noi, eu cred că vin din ce am început discuția, și anume oportunitățile de securitate între regiunile mari ale lumii. Regiunile mari încercând să-și ridice niște granițe din ce în ce mai serioase, Europa, America, Rusia, China, în primul rând. Cred că nevoile de securitate informatică pe aceste granițe sunt din ce în ce mai mari. Ok. Care crezi că sunt oportunitățile pentru industria de e-commerce? Ne întreabă altcineva. Nu știu, în afară de faptul că fiecare dintre noi
apăsăm butonul Order Now probabil de 3 ori pe zi, ceea ce acum 2 luni nu făceam. Mi se pare o mare oportunitate. Că va crește. Majoritatea celor din e-commerce acum sunt puțin îngrijorați mai mult de zona asta de amenințările venite din partea de supply chain, de importuri. Cred că acolo mai mult sunt îngrijorările. Pentru că altfel, da, la nivel de consum, clar, sunt oportunități. Acum sunt... Depinde și intrăm într-o discuție în care voi sunteți fără îndoială mai pregătiți decât mine, dar mie mi se pare că e-commerce ăsta are două componente. Este componenta de platformă, de tehnologie de e-commerce și e componenta de magazin. Componenta de magazin este un magazin, adică for God's sake, nu este nici e-commerce, nici altceva, este magazin. Corect. Da, business-ul de magazin are mari probleme de aprovizionare, de alea. Dacă însă ne uităm la componenta ailaltă, care înseamnă e-commerce, care înseamnă platformă, care înseamnă plăți, care înseamnă decizie, doar ca să dau un exemplu, tehnologie de probat rochii. Uh-huh. Online. I don't know. Da? Deci, correct. La asta eu mă uit și spun că este e-commerce și că are mari oportunități. Da. Dacă îmi spui că problemele magazinelor sunt mari, probleme de aprovizionare, astea din da. Real life, astea sunt probleme. Într-adevăr și habar n-am despre ele. Mm-hmm. Dar sunt. Deci, crezi că e o oportunitate în creștere pentru zona asta de tehnologie care ajută e-commerce-ul? Așa îmi pare mie, dar sunt foarte dornic să negociez chestia asta în orice fel, dar așa îmi pare. Da, sunt de acord, chiar sună foarte de bun simț să fie așa. Ok, ne întreabă cineva anonim, care cred că ne-a mai întrebat și pe mail, ce părere ai despre efectele crizei asupra industriei de media, dacă ți se pare un domeniu în care investi în acest moment? Primul răspuns este că eu nu știu de vreun an jumate încoace și cu atât mai mult acum, eu nu știu să mai definesc această paradigmă, industria media. Nu știu cine și la ce se referă când spune media. Este media un canal de YouTube, ceva pe Facebook, televiziune, ziar, tu ești media? I don't know, știi? Cred că tot ansamblul ăsta se schimbă major, adică se tot schimbă de niște ani de zile, dar anul ăsta va fi un divide mare. În momentul ăsta, dacă mă întreb, nu cred că aș investi, dar țin un ochi deschis. Nu mi-e clar încotro se duce. Dacă este tot, cumva, dar eu sunt, știi cum, fiecare dintre noi are un fel de lucruri care îi plac. Mie îmi plac, în general, platformele. Îmi place B2B, îmi place platforma. La fel cum am făcut diferența între e-commerce și magazin, la fel fac diferența între media și platforme pentru media, da? De exemplu, aș investi oricând în orice fel de instrument care să mă ajute să înțeleg noțiunea de fake news. Să îmi aleg știrile într-un fel. Nu am găsit, este un subiect care mă pasionează, nu am găsit un instrument care cu un minimum training din partea mea să reușească să-mi dea sursele corecte. Și sunt multe care abordează diverse moduri de a te uita la problema asta. Eu ce folosesc în momentul ăsta, folosesc un Google News la care folosesc jumătate de oră pe zi să-l trainuiesc. Wow. It's not right. Da. Corect, așa e. Da.
Tot apropo de investiții, ne întreabă Alexandra, ce se întâmplă cu angel investors și investițiile în următoarea perioadă? Vor dispărea pentru un timp sau nu? Măi, nu cred că va dispărea. Uite, sunt implicat extrem de activ în Seedblink, care este probabil cea mai mare platformă din Central Eastern Europe de equity crowdfunding. Care este un mod în care business angels să investească în companii. Și ce vedem este că nu numai că nu au scăzut investițiile, dar a crescut numărul de investitori, de angel investors, care se tot înscriu în platformă. Da? Cred că aș vrea să fac multă, să spun multe lucruri de bine despre Seedblink, că se întâmplă niște chestii nemaipomenite acolo. Nu este compania mea, este o companie începută de Andrei și Ionut și Iulian, trei oameni super, super seniori, senior vice president la Banca Transilvania, adică niște oameni, frate, cât casa poporului, care s-au hotărât că vor să ajute environmentul de asta, de startup, de investment și așa mai departe. Deci cu knowledge-ul imens pe care l-au avut despre banking, despre bani, despre finanțe și așa mai departe, au făcut această companie pe care au făcut-o cu mânuțele astea două. Și oameni obișnuiți cu, scuzați, trei secretare și așa, muncesc la nivel de 16 ore pe zi. And you wouldn't believe it. Muncesc și pe mine asta m-a atras foarte mult. M-am atașat și eu de proiect și se întâmplă, nu știu, săptămâna trecută am avut o cotare de companie care s-a închis. Este și în ziua de astăzi o cotare de o companie, Quark, o companie de jocuri, fizică cuantică și jocuri, care este încă deschisă. Se cotează săptămâna, cred că azi sau mâine se mai cotează încă o companie. Noi suntem în permanentă discuție cu investitori. Gândește-te că ce face acest Seedlink este că permite angel investorilor să investească sume mici. Uh-huh. Să nu mai investească doar de la 30.000 în sus, cât era cumva așa în cap. Ești angel investor, bă, trebuie să pui într-o companie 30.000, okay? Sau măcar 10.000. Acum poți să pui 2000 într-o companie care îți place, știi? Ceea ce este absolut spectaculos, știi? Sunt în momentul ăsta, nu știu, 800-900 de investitori în platformă. Se întâmplă chestii. Am terminat momentul publicitar al acestei emisiuni. Una peste alta, investițiile cred că vor mai fi. Bani sunt și vor fi. Cred că valuation-urile, care oricum erau un pic nebune, se vor mai alinia cu viața reală. Okay. Cam așa. Și companiile, și vor lua bani companiile bune. Uh-huh. Mai puțini bani aruncați. Vor fi bani investiți mai cu cap. Uh-huh. Which is good. Ne întreabă cineva, tot apropo de asta, dacă ai face acum o investiție și dacă da, la ce domenii te uita? Da, aș face și o investiție, exact cum am zis. Mai mult decât atât fac investiții. Nu mă uit la un domeniu. Am niște preferințe, fără îndoială, îmi plac business to business, îmi plac, cum ziceam, îmi plac platformele, îmi plac lucrurile care se extind global și asta este un pic contraintuitiv apropo de ce ziceam înainte, dar măcar, dacă nu 100% global, măcar într-o mare regiune de asta. Dar nu mă uit după ceva, mă uit după o echipă. Mă uit să găsesc o echipă de oameni alături de care să îmi placă să sparg o noapte într-un board și să ne certăm cu plăcere pe niște subiecte deștepte.
o echipă de oameni care să fie în stare să facă această pivotare. O echipă de oameni care să-mi spună, uite, am făcut această companie acum 3 ani de zile, am făcut așa și n-am mers, am pivotat, am făcut așa și n-am mers, am pivotat și uite, aici suntem. Oameni comiși către oameni care chiar vor să facă lucrul ăsta. Și cred că cam toți investitorii se uită la echipă mult mai important decât la idee. La idei avem fiecare dintre noi. Chiar mi-ai furat întrebarea, pentru că cunoscându-te de multă vreme, asta mă pregăteam și eu să te întreb, cât investești în om și cât în business și ce fel de oameni cauți în general. Deci, commitment. Commitment și oameni care la care să se vadă execuția. Este un lack of execution abilities în zona asta noastră, știi? Asta zic, idei, făceară, idei am în fiecare dimineață, de la pat la baie, 20 de idei, știi? Nemaipomenite, ai face așa. Mă, da, cineva care să facă lucruri de asta și ziceam de oamenii ăștia din CD. Păi, cineva care să pună mâna să le facă, știi? Găsim și noi? Corect. Hai că mai primit pe aici niște întrebări, o să le luăm în ordine inversă. Ce părere ai despre industria de software outsourcing? Cât și în ce condiții va mai continua în opinia ta? Ne întreabă Silviu Stroie. Sincer, eu cred că în momentul ăsta, cred că astăzi industria de software outsourcing stă mai bine decât stătea acum 2 luni. Wow, de ce? Pentru că această criză face să fie nevoie de foarte mulți oameni foarte repede pentru aceste schimbări. Nu cred că există companii care să poată să angajeze atât de repede oameni și să... Știi, dacă, nu știu, dacă ești... E un exemplu stupid și nu e adevărat, dar să zicem că Dacia face mașini, a venit criza și acum trebuie să digitalizeze toată chestia, da? Cam știe ce trebuie să digitalizeze, dar trebuie să angajeze 200 de oameni cu project manager, nu știe cum să facă toată chestia asta. Cel mai simplu este să se ducă la o firmă de outsourcing și să spună am nevoie de o echipă de 200 de oameni cu tot ce înseamnă logistica ei. Da? Am văzut de-astea întâmplându-se, cred că firmele de outsourcing au un an de zile de acum încolo de creștere masivă. And then we'll see. Ok. E o perioadă bună pentru cei care sunt exclusiv offline să treacă pe online? Ne întreabă Rare Savu. Cred că se referă la e-commerce în principal, la retailerii offline, poate. Cred că este obligatoriu. Cred că intrăm într-o lume în care va fi obligatoriu să fii online. Da, cred că răspunsul scurt este da. Dacă multă lume se va muta în digital, cum presupunem rezonabil cu toții, cum se va schimba logica angajărilor de programatori? În sensul în care cererea de programatori va crește și mai mult, iar numărul lor va rămâne același? Adică, cred că se întreabă, da, dacă se vor dubla salariile. Dacă se vor dubla salariile, probabil că da. Probabil că da. Despre deosebire de ce ne întreba Cristian Viașu, apropo de celelalte salarii, da, în zona asta lucrurile... Da. Vorbind cu mai multe companii de outsourcing, să știi că am văzut și acolo diferențe mari. Există companii de outsourcing care o duc rău. Dar cred că este pur și simplu o problemă de leadership. O problemă că ele nu au înțeles cum se schimbă și care e dinamica și nu au făcut această schimbare. Dar majoritatea o duc bine și vor angaja și angajează din ce în ce mai mult. Apropo de chestia asta cu zone de oameni și cu reașezarea piețelor și angajaților, am văzut o inițiativă, dar nu mai știu unde este, probabil că poate fi găsită undeva, de sharing de oameni. Companii care o duc rău și care au angajați pe care nu vor să-i piardă, pe care vor să-i ajute, dar
pe care nu mai pot să-i plătească acum, pun acești angajați la bătaie, ca să zic așa, nu sună foarte omenește, dar așa, pentru companii care au nevoie pe termen scurt de niște angajați care să facă, care să facă lucruri, știi? E clar că trecem printr-o zonă de asta care nu este long term. Trecem printr-o criză în care cei care au nevoie de angajați acum să se comită pe niște contracte nedeterminate, pe durată nedeterminată, long term, ar fi greu și poate nu le vine. Ăstora le este greu să-și dea oamenii afară. Ce am văzut, cred că vreo 3 platforme global de așa ceva. Da, și eu. Mi se pare absolut senzațional și mi se pare de folosit. Mi se pare un lucru foarte bun. Și uite, o astfel de platformă, de exemplu, mi se pare o super oportunitate. Ok. Tot apropo de asta, ne întreba Cristina Niță aici, dacă crezi că se va trece mai mult către freelancing după această perioadă? În zona de programare. Programatorii fiind fiind foarte ceruți, freelancing-ul probabil că da. Probabil că va fi. Da, habar n-am. Dar aș crede că da. Îți trebuie, ca să fii freelancer, îți trebuie o doză de nebunie, dau. Că nu știi dacă găsești, dacă nu găsești. După aia, care mai e pasul până la antreprenor, până la urmă? Da, freelancing-ul e un pic așa, o jumătate de pas către antreprenor. Și dacă ne adunăm 3 oameni care suntem freelanceri, hai să ne facem antreprenori. And then we fail. Dacă este să faci un business de la zero, fără stocuri, eventual să mă folosesc de stocul furnizorului, ce nișă ai recomanda în această perioadă? Ne întreabă Cosmin Postolache. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Întrebarea se referă la... Cred că la comerț. Partea de magazin al lui e-commerce. Nu este ceva la care să mă pricep. În general, aș vrea să răspund însă la altă întrebare pe care o primesc foarte des și anume, bă, dacă ar fi să faci un business în general, ce business? Și răspunsul la chestia asta este, nu cred că mai întâi te gândești că vrei să fii antreprenor și după aia te gândești, bă, oare ce să fiu antreprenor în mașini de cusut sau în cofetărie sau în software, știi? Cred că ai o pasiune, ai un hobby pe care îl iubești și știi și faci și vrei și ce ai de făcut este să-ți transformi acest hobby într-un business, să începi să faci bani din hobby-ul tău. Cred că așa funcționează antreprenoriatul, nici de cum vreau să fiu antreprenor, oare ce să fac? Da, uite, chiar întreba asta cineva, dacă este o idee bună să-ți transformi un hobby într-un business, dacă nu cumva riști ca atunci să nu-ți mai placă ceea ce faci pentru că devine business. Da, de ce ideea că dacă este business nu-ți place ceea ce faci? Adică da, îți place să faci și faci bani din el, este... Corect. The perfect way. Totul aliniat, așa. Da. Ne întreabă Raul Vodă, apropo de ce povesteai cu cele 4 interneturi. Israel și SUA sunt epicentre de dezvoltare pentru că în mare parte sunt piețe libere, fără prea multe reglementări, comparativ cu spațiul european. Ajută hiperreglementarea europeană în contextul celor 4 interneturi? Este Europa hiperreglementată? Gândește-te că din 4, 1 este China și 1 este Rusia. Deci, uitându-te așa, aș crede că Europa nu este hiperreglementată. China și Rusia sunt mult mai hiperreglementate decât Europa. Nu știu, vom vedea. Europa a pierdut startul pentru că s-a bazat pe America foarte mult. Europa a pierdut startul pentru că nu are o bursă unică, un Nasdaq. Europa a pierdut startul pentru că companiile europene sunt foarte family, companiile mari europene sunt foarte family based și non-acquisitive, ceea ce înseamnă că tot ce înseamnă tehnologie dezvoltată în Europa, când a fost să se vândă, dacă Mercedes nu este acquisitive și nu cumpără, dacă
bursele europene nu dau valuations pentru că nu este o bursă, atunci tu ca companie te duci în state și aici a pierdut Europa startul, nu în altă parte. Nu în hiperreglementare. Vorbind de reglementare, Europa tocmai ce a dat drumul din reglementări la equity crowdfunding, ceea ce este absolut spectaculos și a dat drumul foarte mișto, adică nu s-a băgat sub MiFID, sub tot felul de nebuni. Nu, răspunsul este nu. Nu este Europa hiperreglementată. Din experiența ta, ne întreabă cineva și am primit întrebarea asta oarecum și pe mail în aceeași formă, care e atmosfera în mediul de afaceri și antreprenorial în state? Și ne întreba cineva la fel, care este atmosfera în Silicon Valley? În momentul ăsta? Da, apropo de criză? Cred că este mult mai bună decât te-ai aștepta. În general, americanii sunt niște oameni foarte rezilienti. Ei reușesc să-și pună în căsuțe așa lucrurile în creier. Și dacă nu nebunesc cu chestii de-astea de gen Me Too sau Politically Correctness, ceea ce cred că s-a cam depășit date fiind nebunile, dată fiind criza, sunt niște oameni care pot să se înhame la niște proiecte mari. Este bine acolo, vor trece, nu de ei îmi fac grijă. Ok. Ce abilități crezi că sunt esențiale pentru angajați în acest moment? Depinde din ce business, depinde ce fel de angajați. Nu știu să răspund. Dacă le luăm pe cele de tehnologie, că bănuiesc că, cunoscându-l pe cel care pune întrebarea, cred că la asta se referă. Nu știu, în momentul ăsta, cred că un profesional, și vorbim de professional skills, nu de soft skills, mă gândesc. Dacă ne uităm la professional skills, tehnologiile de comunicat la distanță cred că devin mult mai importante. Adică mă uit la foarte mulți cunoscuți care habar n-aveau în ce priză să bage laptopul, pentru că exista întotdeauna cineva, vine IT-ul să rezolve. Fie că nu știa să seteze niște DNS-uri, fie că nu știa cum să dă drum. Mulți oameni care se bazau pe ajutor de la departamentul IT, cred că au învățat foarte multe în zilele astea. Cred că este un professional skill greu de pus în CV, dar foarte important. Ne întreabă Cristian Bârlea, ce recomandări ai pentru domeniul imobiliar? Funcționezi ca agenție imobiliară? Habar n-am. Da, nu e chiar domeniul. Chiar, ne vorbim în real estate. Adică altceva decât faptul că am o casă. As close as I got into real estate. Îmi place foarte, foarte mult. Chiar aș vrea să punctez. Asta m-a impresionat foarte mult încă de ani de zile, de când te cunosc și de când ai acceptat invitația la acest live. Mi se pare minunat, mai ales în acest moment în care toți ne considerăm experți de toate și apar experții peste tot. Mi se pare minunată atitudinea ta de a-ți da cu părerea doar despre lucrurile pe care le cunoști. Mi se pare foarte... Da, mulțumesc. Spuneam și pentru ceilalți, că mi se pare foarte important, da, într-adevăr, și pe partea de întrebări. Ne întreabă Silviu Stroie, ce părere ai despre fragilitatea internetului în acest moment? E ok să punem ouăle într-un singur coș legat de transformarea digitală, offline către online? O altă perspectivă. Da. Filozofic vorbind, are dreptate. Nu este ok. Uh-huh. Și
și este nivelul următor la... O să râzi, când a început, deci noi am început pe 2 martie, am venit acasă. Deci am trimis oamenii la work from home pe 2 martie. Ceea ce cumva ne-a dat câteva zile să ne pregătim fiecare acasă. Știi cum e, du-te și nu știu, eu am o vârstă de am trecut prin Ceaușescu, știi? Umpleți frigiderul cu mâncare, cumpără hârtie igienică, de-astea, știi tu? În mod foarte interesant, ce am făcut eu și ce am sugerat colegilor mei a fost ca înainte de mâncare să se asigure că are cel puțin 2 provider de internet plus Vodafone, plus un mobil provider de internet. Pentru că, din păcate, trăim într-o lume în care internetul este extrem de variable. Și dacă în ianuarie îți cade internetul, suni la Digi și urli la ei că și de fapt te duci la muncă și muncești cu internet de acolo și doar ești nefericit că nu vezi filme pe Netflix acasă. Acum, dacă pică internetul, este foarte nasol. În momentul ăsta, eu am 3 provider de internet plus telefonul pe care pot să fac hotspot, if anything. Dar e adevărat că întrebarea cumva din cum pare este nivelul următor. Ok, tu adică last mile aici acasă, bine, îți pui 3 internet, dar până la coadă dacă crapă exchange-ul din România sau mai rău, dacă vine un Dorel și taie cablurile de sub Atlantic, I don't know how, da? Așa? Ce ne facem, fetelor? Ne facem rău, nu știu să răspund. E o întrebare absolut validă. De vedere interesant. Da. Te întreabă Claudia Dumitrescu, care a fost cel mai greu moment al carierei tale și cum ai trecut peste el? Oarecum în context așa se potrivește întrebarea. Bă, actually e foarte bună întrebarea și am un răspuns care are noi, mă. Haide. În 2001 eram în discuții deci cumva înainte de 2000 am dezvoltat Traf și l-am dezvoltat din ce în ce mai tare și mergeau lucrurile, deci noi investeam ca să se dezvolte RAF global. Era vremuri frumoase și experiențe minunate. Obiectivul fiind să-l creștem cât mai mult, astfel încât să putem să-l vindem cât mai bine. Și am făcut greșeala pe care o fac foarte mulți antreprenori și anume am tras de bani cât am putut ca să-l vindem cât mai târziu, ca să luăm bani cât mai mulți. Nu? Că îți pui absolut toate resursele ca să crești compania cât mai mult, creind cât mai multă valoare și într-un mod ideal, în ultimul moment când valoarea este maximă, îl vinzi. Realitatea este că în general nu se întâmplă așa. În mod particular, la noi era cât pe ce se întâmplă așa, eram în negocieri cu F-Secure la momentul respectiv, aveam term sheet semnat, urma ca peste 2 săptămâni să începem negocierea contractului final, deci undeva în 4-5 luni ar fi trebuit să îl vindem. Eram cu banii în jos, dacă asta e linia zero, uite așa făceam. Okay? Ce s-a întâmplat este că a venit criza din 2001 și pur și simplu discuția a dispărut. Drept pentru care, dacă asta este linia zero, în loc să facem așa, am făcut așa. A fost prima criză majoră pe care am luat-o și pe care am luat-o în așa fel încât am înțeles cum să nu faci la o criză. Chestie care m-a ajutat după aceea în 2008, chestie care m-a ajutat astăzi și așa mai departe. A fost un moment foarte, foarte rău. Am intrat în momentul respectiv cu 500.000 de euro în minus.
Și cum am ieșit din chestia asta? Am ieșit într-o combinație de credite bancare cu credit furnizor de la Tornado. Exista Tornado System pe vremea aceea, frațiile Pădatu, care au finalizat prin a fi foarte buni prieteni. Și avantajul mare pe care eu l-am avut la momentul respectiv este că ei nu au avut sistemele cu care să vadă cât de mare a ajuns datoria noastră la ei. Așa că am beneficiat de un credit furnizor din ăsta, cumva din noroc. Dar în clipa în care și-au dat seama, în loc să îmi taie gâtul, au zis, hai să vedem cum facem. Noi am făcut toate lucrurile care trebuiau făcute la momentul respectiv, ne-am revenit și a fost super ok până la urmă. Dar au fost momente extrem de grele. Și empatizez major cu toți oamenii care trec prin așa ceva și înțeleg first hand. Ne întreabă Andrei Ricu, oarecum legat, care e cea mai importantă lecție de business și antreprenoriat pe care ai primit-o sau da, pe care ai învățat-o? Am avut mulți mentori și de la fiecare am învățat chestii spectaculoase. Aș spune două din ele. Unul din mentorii importanți a fost Bill Gates și de la el am învățat cine este marketingul și ce vrea el de fapt de la viață. Și cum marketing nu înseamnă promovare și cum să faci produsul să fie util cuiva. Un alt mentor a fost și este în continuare Divakar Singh, fost CEO la Zap Mobile, dacă își mai aduce cineva aminte de Zap Mobile. Un partener al meu de foarte multă vreme, face multe chestii împreună și care vine și spune fiecare om are niște interese, fiecare companie, fiecare entitate are niște interese și în orice deal pe care îl faci trebuie să înțelegi dacă se suprapun interesele. Înainte de orice altceva și singur lucru pe care l-ai de făcut într-o negociere, să zic așa, este să înțelegi care sunt interesele tale, care sunt interesele celorlalți și să pui degetul pe intersecția acestor interese. Ceea ce face orice negociere, orice discuție mult mai bună, mult mai agreabilă, mult mai în clipa în care înțelegi că ok, e posibil ca interesele noastre să fie aici, atunci hai să bem o cafea împreună, știi? E posibil ca interesele să fie așa și să avem o zonă de intersecție, hai să o găsim. Hai să o găsim împreună. Hai să o găsim, great. Nu jucăm un joc de sumă nulă. Nu trebuie să câștig eu, nu trebuie să pierzi tu ca să câștig eu. Trebuie să vedem, și sunt cuvinte pe care le citești în orice cărți, nu spun mari invenții. Dar dacă asta a fost întrebarea, așa răspund la ea. Într-un mod foarte interesant, de vreo 3 ani de zile, mentorul meu important este Fimea, ceea ce când am realizat, că s-a întâmplat fără să-mi dau seama, când am realizat, am zis, wow, cât de tare, cât de mișto ca unul din copii să ajungă să-ți fie mentor. Este super, super mândru. Ne întreabă cineva anonim, se leagă oarecum de discuția despre leadership, care crezi că e mixul de factori pentru succes în viața antreprenorială și în ce măsură? Și ne dă exemplu, intuiție, noroc, profesionalism, ambiție, încăpățânare, nebunie. Toate. Okay. Toate și încă multele. Toate și încă multe. Da, este un mix absolut imens.
Și cred că cumva fiecare dintre noi își găsește un focus într-unul dintre astea. Fiecare dintre antreprenorii de succes are poate mai multă intuiție, poate mai mult noroc, poate mai multă încăpățânare, poate mai multă nebunie. Fiecare are câte ceva, dar cred că ne trebuie tot mixul ăsta și trebuie cumva să ne găsim locul nostru în vertical, în acel unique selling proposition al fiecăruia dintre noi. Că dintre toate businessurile și antreprenorii în care ai investit, este unul despre care ne poți spune că este un exemplu suprem de commitment? Cred că apropo de ce discutam puțin mai devreme. Pănuiesc că majoritatea. Băi, da, să știi că majoritatea, că așa am investit. Nu am avut niciun caz de antreprenor care să zică fuck off. Nu, au fost... Am avut noroc de prieteni, de antreprenori care să fie comiși la modul... comiși pe bune. La modul foarte serios. Nu știu, uită-te la Raul de la Typing DNA, care și-a luat familia și s-a mutat. By the way, este în New York din februarie. How crazy can this be, știi? Mă uit, nu știu, la oamenii ăștia din Sydney, care muncesc din nou 16 ore pe zi și sunt super, super seniori și muncesc cu mânecile suplecate. Nu știu, mă uit la Tim Porter de la Care, o companie din Londra în care sunt investit și care a pivotat de 4 ori până acum. De 3 ori. A pivotat de 3 ori până acum și el este fără salariu, trage de compania asta și trage în permanență, știi? Finally, odată cu criza, într-un mod foarte contraintuitiv, lucrurile au început să meargă bine, știi? Dar tot așa, oameni care au comis above and beyond. Chiar foarte legat de ceea ce spui, te întreba cineva când crezi că ar trebui să încetezi să mai crezi în business-ul tău. Cred că în zona asta de startup mai mult. Da. Nu știu. Nu cred că există un răspuns la chestia asta. Nu cred că există un moment definibil despre când să nu mai crezi. Nu mai crezi când nu mai crezi. Mm-hmm. Ok. Da, nu. Nu știu. Nu știu. Adică cum vă spui că răspunsul e chiar în întrebare. Acest nu mai crezi. Atunci ar trebui să renunți, nu? Atunci ar trebui să pivotezi. Depinde mult. Depinde dacă business-ul este legat de hobby-ul tău, trebuie să încerci să înțelegi ce ai făcut greșit și să pivotezi tot în zona aia, pentru că este o zonă care îți place, pe care o iubești, despre care cunoști atât de multă, nu prea ai de ce să-i dai drumul. Trebuie să o ții. Dar dacă business-ul nu merge bine, trebuie să schimbi lucrurile, trebuie să pivotezi. Dacă ai luat bani de la investitori, ești responsabil față de investitori, nu poți să-i dai drumul pur și simplu, stai puțin, că nu cred că mai merge. Pa, ați pierdut banii, știi? Trebuie să vezi cum faci astfel încât să, din nou, să schimbi lucruri și să pivotezi. Dar sunt momente în care, băi, am pivotat toate, de două, de trei ori, am făcut, nu mai merge, prieteni, ne pare rău, nu mai merge. Am scos și eu cu mânuța mea, am scos din priză un număr semnificativ de companii în care nu se mai poate. La ce se uită un investitor atunci când decide să investească într-un business? Deci cred că am mai... Da, la echipă, în primul rând. Uh-huh. Cum scalezi în timp de criză la nivel regional sau chiar european? Ne întreabă Marian Bănică. La fel ca în
timp de necriză. Nu, adică pentru business, deci business-ul are constrângeri interne, constrângeri externe. Criza este un set de constrângeri externe. Un business în clipa în care face pași, fie că pașii sunt să ia investiție, să creeze produse noi, să schimbe o piață, să se uită la asset-urile interne și restricțiile interne și la piața din jur, tot cu restricții și cu oportunități. Criza este una dintre restricții și una dintre oportunități. Scalarea regională se face uitându-te la tot grupul ăsta de restricții și oportunități, și știu că dau cam cuvinte din cărți, așa, și îmi cer scuze, dar chiar cred foarte tare în ele. Și înțelegând, adică ce ți se întâmplă este că nu mai poți să te sui în avion și să te duci acolo, trebuie să, dar în continuare, că și dacă te sui în avion, te sui în avion și tot trebuie să te întâlnești cu cineva, tot trebuie să get some introductions, le iei la fel. Nu vorbești la o cafea și știu că mi-a plăcut să vorbești la o cafea într-un restaurant în Praga, dar putem foarte bine să bem o cafea împreună pe un Zoom, nu? Să rămână. Și it's ok. Adică nu cred că este vreo diferență strategică. Mm-hmm. Dincolo de echipă, care sunt metricile importante ale afacerii sau orice alte elemente care te fac să investești într-un business? Pentru mine Radu și fiecare investitor este altfel. Eu îmi doresc să investesc în lucruri pe care le înțeleg. Și deci pot să le evaluez. Lucrurile pe care le înțeleg eu sunt din zona business to business, platformă, da? Lucruri scalabile, global, foarte repede. Software, nu înțeleg hardware, nu înțeleg B2C. B2C-ul mi se pare că nu scalează regional, B2C-ul trebuie să fie local leader. Și în zona asta de B2B, software, SaaS, cu accent pe security, fintech, cam astea sunt zonele. După aceea, mă interesează foarte mult ca echipa de leadership să fie o echipă cu experiență suficientă, cu knowledge de execuție, care să fi fost demonstrat într-un fel. Să poți să arăți că poți să faci lucrurile. Și am de foarte multe ori întrebarea, bine, dar cum pot să-ți arăt că pot să le fac? Nu știu, frate. Ia și fă-le. Și dacă răspunsul care vine este, păi pot să le fac, dar îmi trebuie bani întâi, that's the wrong answer. Sunt o grămadă de lucruri care pot demonstra abilitatea de execuție care se pot face fără bani. Atât. Cam pe aici. Apropo de SaaS, avem... Exact două așa. Da. Just do it. Am venit îmbrăcată tematic. Da. Momentul publicitar pentru nații. Care este cel mai des întâlnit pattern de creștere, scalare a unui SaaS, cu excepția paid media, paid advertising? Mă scuzați, mai zi o dată? Pentru business-urile de tip SaaS, care ar fi un pattern cel mai des întâlnit de scalare, cu excepția paid media, paid advertising? Eu nu cred în paid media, paid advertising. Da, paid. Dar, again, eu nu mă pricep la B2C. Înțeleg că în B2C te uiți, te uiți foarte mult la cost of acquisition și la total life. Customer lifetime value. Mm-hmm. Exact. Și atunci cost of acquisition practic este ce tocmai spui tu. Mm-hmm. În B2B lucrurile sunt un pic altfel.
sunt ciclii de vânzare mult mai mari și modurile de vânzare sunt altfel. Sunt moduri de vânzare în care sunt, în primul rând, că sunt top-down și bottom-up de vândut într-o companie. Toate modurile astea bottom-up în care construiești produse pe care le dai free pentru useri, astfel încât userii să înceapă să folosească în companie, nu știu, de exemplu, încep grupuri mici să folosească WhatsApp sau orice altceva, da? Mai multe grupuri folosesc și la un moment dat e obligată compania să ia și să folosească ceea ce folosesc oamenii. Sunt instrumente tot de-astea bottom-up în care dai tool-uri free pentru developers și developerii le folosesc și încet, încet ajunge să fie utilizat în companie. Nu știu, Zoom este un exemplu, știi, toată lumea îl folosea personal și brusc companiile îl folosesc. Alternativa cealaltă, top-down, în care te duci pur și simplu, care sunt elementele mai de security, mai de security legate de reglementări, în care te duci, prezinți top managementul. Toate sunt SaaS, nu cred că mai există un business care să nu fie SaaS în ziua de astăzi. Și oricare din strategiile de care povesteam sunt strategii care pot da creștere exponențială. Cumva cred foarte mult în strategia prin developers. Cred că developerii în companii sunt evangheliști extrem de buni. Tot apropo de SaaS, ne-a întrebat în mod repetat Silviu Stroie, am văzut întrebarea, care este următorul model de business după SaaS? PaaS, yes! deci după SaaS suntem în plin PaaS, Platform as a Service, și probabil că o să intrăm la un moment dat în Infrastructure as a Service. Este debatable dacă Amazon Web Services este platform sau infrastructure, fără îndoială, dar o să ajungem la Uber este infrastructure as a service, abar n-am. Dar cam pe acolo aș crede. Mai luăm doar două întrebări și apoi o să tragem o concluzie. Ne-a întrebat Diana, cum vezi măsurile luate de autoritățile statului din punct de vedere economic și de sprijin pentru antreprenori și dacă ar trebui să ne așteptăm la mai mult din partea lor? Da, a venit și o întrebare politică. Da, nu știu. Eu cred foarte mult că antreprenorii trebuie să-și rezolve singuri problemele și asta e jobul unui antreprenor, adică jobul antreprenorului este să rezolvi probleme, să legi cu sârmă treburile în fiecare zi. Nu știu ce poate face statul. Există vorba aia, folosește toată lumea, do not ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. JFK, 1900, toamna. Mi se pare atât. Ai investi acum în inteligența artificială, te-a întrebat cineva și altcineva, Marian Bunica, a întrebat cum ar putea să facă un elevator pitch al unei soluții de inteligență artificială în fața ta. Cu disclaimer-ul că inteligența artificială înseamnă pentru fiecare altceva. Da. Începând cu trei if-uri imbricate, trecând prin machine learning și ajungând la whatever somebody can name a inteligența artificială, răspunsul este probabil da. Adică nu este un nu. Așa, nu este my top priority, dar nu este un nu.
Elevator pitch, email radu.georgescu@gcat.com, and then we'll take it from there. Mm-hmm. Mulțumesc mult, Radu. Un gând de final pentru antreprenori, că da, am vorbit mai mult chiar decât ne așteptam. Cred că în ziua de astăzi, mai mult decât întotdeauna, cuvânt, buzzword-ul pentru mine este pivotarea. Și gândul cu care aș vrea să te las și să vă las pe toți este: uitați-vă, va trebui ca toți să pivotăm. Mai mult sau mai puțin. Foarte puține business-uri se vor relua la anul ca și când nu s-a întâmplat nimic. Marea majoritate vor trebui să fie altfel. Puneți-vă de acum întrebarea, hai să ne punem cu toții întrebarea: ce să schimb în business-ul meu și ce să schimb, nu să-mi schimb sediu sau să am mai puțin oameni, ci ce să schimb, cum să pivotez masiv, astfel încât să fiu relevant la anul, mai relevant decât anul ăsta, mai relevant decât anul ăsta. Mm-hmm. Mulțumesc mult, Radu. Nu o să stric momentul acesta, pentru că cred că a fost foarte inspirațional pentru toți antreprenorii și iată că majoritatea au rămas cu noi de la început până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc încă o dată, Radu. Următorul GPEC Live va avea loc vineri, iar în cadrul acestuia Andrei Radu, soțul meu și partenerul meu în GPEC, îl va intervieva pe Adrian Stanciu să discutăm puțin despre zona asta umană și de coaching a unui business. Mulțumesc încă o dată! Zi faină! Pa!